Credincioșii din localitatea Gălățeană Șerbești Vechi vor avea propria biserică. Ieri a fost oficiată slujba sfințirii pietrei de temelie pentru noul locaș de cult, care va fi ocrotit de Sfântul Antonie cel Mare și Sfântul Sfințit Mucenic Lucian. Piatra de temelie pentru noua biserică din localitatea Șerbești Vechi a fost sfințită ieri de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La eveniment au fost prezenți preoți din parohiile învecinate, ctitorii locașului de cult, autorități locale și numeroși credincioși. La răscrucea dintre calea Siretului, care curge domol spre Dunăre, și accesul din Moldova spre Dunăre și de la Dunăre spre Moldova, s-a așezat pentru Cătunul Șerbești, un sătuc ce nu avea biserică, o corabie plutitoare pe uscat, pentru cei câteodată încercați de revărsările de ape. Această bisericuță va fi un memorial și pentru cei ce în viteza de fiecare zi se vor opri o clipă pentru a se gândi mai mult că biserica este permanent locul păcii, locul liniștii, locul solidarității și locul unde învățăm ca unul lângă altul să trăim mai mult unul pentru altul, pentru că biserica și pentru sătucul acesta, în anul închinat satului românesc, este tot un spital spiritual, social și uman ocrotit de Sfântul Antonie cel Mare și Sfântul Sfințit Mucenic Lucian. Noua biserică va fi construită pe un teren din localitatea Șerbești Vechi prin bunăvoința unor credincioși din zonă care au luat hotărârea de a ridica un locaș de rugăciune pentru această comunitate mică din câmpia Siretului Inferior. Ca și locuitor al acestei opști, nu foarte mare ca și număr, dar cu plină de oameni inimoși și foarte credincioși, am simțit nevoia împreună cu familia mea și împreună cu buni prieteni de-ai mei să ridicăm acest sfânt locaș, în același timp întrebând și obștea și fiind foarte primitoare pe această inițiativă. Nu ne-am mai oprit nimic practic până să ajungem în momentul de față, în această frumoasă localitate pe malul Siretului, să punem astăzi, 5 noiembrie, să punem piatra de temelie. Evenimentul a reprezentat o mare bucurie pentru credincioșii din această comunitate care își doresc să aibă propriul locaș de cult pentru a nu mai fi nevoiți să străbată distanțe mari până la bisericile din satele învecinate. Este o mare fericire pentru tot satul și toată lumea din sat, pentru că ne-am dorit foarte mult să avem și noi o micuță bisericuță. O avem pe aia de la Traianu, dar e distanța mare, noi am îmbătrânit și când am auzit că se face biserică, toți ne-am bucurat. Suntem bucuroși toate de aici, că ne-a binecuvântat Dumnezeu cu încă un sfânt lăcaș aici aproape de noi. La final, ierarhul a săvârșit o slujbă de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra credincioșilor din satele de la Dunăre și o slujbă de pomenire pentru sufletele celor adormiți.